Ei, bună dimineața, dragii mei, și bine ați revenit sau venit pe canalul meu de YouTube. Încep un nou vlog. Nu știu cât o să țină, dar eu sunt aici. Din păcate, dimineața asta am primit o veste tristă. Tristă pentru mulți de aici, de pe YouTube, cred. Și anume, Teo Stănescu nu va mai posta clipuri. Aștept și partea a doua să văd motivele pentru care nu va mai posta clipuri, pentru că nu știu de ce am impresia că o să mă regăsesc în acele motive, dar da. Am aici cafeluța mea, mă pregătesc și de filmat și m-au întrebat câteva persoane dacă voi face vlogmas. Nu voi face vlogmas. Voi încerca să postez mai des, dacă voi putea, dar anul acesta am ales să fac ture suplimentare la muncă în locul vlogmasului, pentru că mi-a luat foarte mult timp și în ambii ani când am încercat să fac vlogmas am fost destul de dezamăgită și am simțit cumva că, nu știu, că am irosit timpul acela. Și nu neapărat din acest motiv, ci pentru că am un proiect de economisire a banilor, să-i spun așa, metoda plicul. Probabil că o să vă explic într-un clip atunci când o voi începe și vreau să am un start bun așa, să am niște bănuți de pus acolo și cum altfel dacă nu cu ture suplimentare la muncă. Da, mă apuc de filmat, facem azi o fripturică de pui de țară, pui de la bunica mea și am și o tură de noapte diseară. În sfârșit pot să mă mândresc și eu cu o zi productivă, am reușit să filmez azi 4 clipuri, ceea ce înseamnă că voi fi asigurată pe următoarea săptămână. Și am primit și 2 pachetele. Într-unul dintre ele am noul Jador Parfum Deo de la Jador. Spun noul pentru că, din ce știu eu, acesta a fost ultimul lansat. Din ce am putut să-mi dau seama, are ADN-ul Jador, dar rămâne să îl mai testez. Apoi am mai primit o cutiuță. Despre Jador știam că voi primi acest enșantion, dar despre acesta chiar nu știu de unde vine, cred că vine de la Amazon, din ce pot să-mi dau eu seama. Este o cremă micuță Nivea Soft, 25 de mililitri și am aici și un QR code pentru 25% pe Amazon. Acum nu știu dacă acest 25% este doar la Nivea sau mai este și la altceva. Și văd aici că acest Nivea poate fi folosit pentru a hidrata, pentru a curăța, deci mă gândesc că topește machiajul și după care îl cureți, sau ca și primer. Foarte, foarte interesant, deși știam că acest Nivea este doar pentru... Nu știu dacă pot să-l scot de aici, că e prins. Știam că este doar pentru corp, dar se pare că este și pentru față, dacă spune că poate și curăța sau poate fi folosit ca și primer. Interesant, o să o încerc și eu în toate 3 modalități să văd dacă chiar funcționează. Am terminat și fripturica. Am aici fripturica de pui de țară care o vom mânca cu mămăliguță și usturoi și probabil și ceva brânzică. Acum o să merg să iau copiii și dacă vă întrebați ce-i cu întunecimea asta, așa este la noi aproape în fiecare zi. Este ora 2:30, deci n-ar trebui să fie întuneric, dar plouă și e posomorât aproape în fiecare zi. Gata, a venit iarna, așa că am pus pe pat lingeria pufoasă de iarnă, că altfel nu se mai putea. Am această lingerie, am cumpărat-o, cred că acum 2 ani de pe Amazon. Ea a avut și niște steluțe aurii, așa, dar între timp de la atâtea spălări steluțele s-au dus, dar în continuare este pufoasă și confortabilă. Și mi se pare mie că rozul acesta merge bine cu păturica
albastră, asta mai ales pentru faptul că am și draperiile și perdeaua albastre sau cu albastru. Am fost și la Lidl pentru că Kevin își dorea sushi și am cumpărat acest pachet 3,99 lire. Găsiți și sushi vegetarian dacă vreți. Acesta este cu pește și fructe de mare. În mare parte la Lidl am fost pentru pâine și fructe. Sunt lucruri pe care le cumpărăm săptămânal și vedeți foarte multe lucruri cumpărate de la Lidl. Asta pentru că Lidl-ul este unul din cele mai accesibile magazine aici în UK. Desigur, mai este și Aldi accesibil, dar eu nu am un Aldi pe lângă mine. De fapt am unul, dar este foarte mic și îngrămădit și e destul de dificil să-și faci cumpărăturile acolo. De aceea cumpărăturile pe care le vedeți la mine sunt în majoritate din Lidl, asta ca să evit alte comentarii. Am cumpărat 2 kg de ceapă pentru că îmi trebuia, banane, pere, îmi plac foarte mult perele, toamna sunt extraordinar de bune și vreau să profit să mănânc cât mai multe, mere verzi și mere roșii. Acestea sunt preferatele soțului și a lui Kevin, iar merele roșii sunt preferatele mele. Am mai cumpărat și 2 pachete cu câte 8 tortilla, lipii din acestea. Le mănâncă băieții atunci când nu sunt acasă, își fac stripsuri de pui și le pun în lipie sau cu diferite alte umpluturi. Am mai cumpărat și biscuiți digestivi, tot pentru Kevin. Sunt biscuiți din cereale integrale și au pe o parte ciocolată cu lapte. Sunt și buni la gust și sunt și sănătoși. Un lucru pe care îl mănâncă englezii sunt aceste scones, niște pâinici pe care pui o cremă de brânză, adică brânză din aceea cremă făcută cu zahăr pudră și gem de căpșuni de obicei. Am luat o brânză din aia și am luat un icing ca să le amestec. Apoi de la brutăria Lidl, Kevin și-a luat 3 mini pizza din acestea cu legume. Îi plac foarte mult și mă bucur pentru că au legume pe ele. 5 gogoși cu caramel, 5 mini baghete pentru sandvișuri. Un rulou din acesta, era rulou cu scorțișoară și mai era ruloul la acesta. Eu l-am luat pe acesta în speranța că nu va fi cu scorțișoară, va fi cu altceva. Vă spuneam despre acele scones, că am luat acest buttercream icing pe care să-l amestec cu această cremă de brânză și să mâncăm cu pâinițele acelea. Am luat un sos de tikka masala, nu pentru că urmează să fac tikka masala curând, ci pentru că acesta este cel mai bun cu condimentul în capac și nu prea îl găsesc și atunci l-am găsit acum și am luat unul. Băieții și-au luat 2 Pringles, Kevin și-a luat cu sare și Yanis cu Texas barbecue sos. Tot ei și-au mai luat niște napolitane și am mai luat și aceste 4 căpățâni de usturoi. Ei, bună dimineața! O nouă zi, o nouă cafeluță. Vedeți că în ultimul timp nu prea mai beau cafea afară pentru că cam în fiecare dimineață plouă și mă împiedică să fac lucrul acesta. Am strâns în mare parte decorațiunile de toamnă și urmează să le împachetez în ziare pe cele care sunt din ceramică și s-ar putea sparge. Asta pentru că deja este sfârșitul lui noiembrie și ne pregătim să punem decorațiunile de iarnă. N-am avut foarte multe decorațiuni, mai trebuie să mai caut o cutie în care să le pun. Hei, bună dimineața, dragii mei, și dacă vă surprinde să mă vedeți dimineață, ei bine, aseară nu am mai reușit să merg la tura suplimentară, pur și simplu nu am mai putut, mă simțeam super obosită și am hotărât să renunț la ea. Dar, în schimb, am rezolvat alte lucruri, și anume cu cadourile pentru Moș Nicolae. De fapt, mai e unul pe listă, dar e foarte ușor de... Adică știu exact unde să mă duc și ce să cumpăr. Ceea ce este bine, zic eu, pentru că de obicei
E bătaie de cap cu cadourile pentru Crăciun. Am ceva treabă prin casă, ca de obicei, cu spălatul rufelor și uscat și pus la loc, pentru că astea nu se termină niciodată. Și vreau să mă ocup cumva în advans și de YouTube pe perioada lui decembrie. Nu știu în ce măsură o să reușesc, pentru că dacă ați observat, în ultima parte a lunii noiembrie am postat de luni până vineri. Sper să mă ocup și de luna decembrie. Mi-am organizat puțin și câteva lucruri în agendă, așa că da, să mă apuc de treabă. În ultimul timp nu v-am mai arătat grădina absolut deloc, asta pentru că este un dezastru total. Au început să vină parte din materialele de construcții de care avem nevoie și e cam jale în grădină. M-a apucat plânsul și nu m-a apucat plânsul de tristețe, ci m-a apucat plânsul din două motive, unul fizic și unul emoțional. M-am pus să fac fasole bătută, mie îmi place foarte mult fasolea bătută și am tocat foarte multă ceapă pentru că îmi place mult ceapa aceea de deasupra, timp în care mă uitam la un vlog al Milanei Petrov, un vlog în care ea a citit două poezii ale autorului ei preferat și una dintre ele m-a dus așa într-o stare emoțională, deja ochii mă usturau de la ceapă, deci mi-a fost super ușor să plâng. Mi-am făcut și un ceai englezesc pe care îl savurez alături de... Am avut 3 bucățele de turtă dulce trasă în ciocolată. Mai am doar 2 și lumânarea mea de la IKEA e pe terminate și asta e crăciunița pe care am luat-o de curând din Lidl. Cred că ați văzut-o în vlogul trecut, 1,99 lire, și eu încă le mai am pe cele din anul trecut. Iar acolo vedeți coșulețul cu lemne pentru că mă pregătesc să fac focul în șemineu. Hei, 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 dar ce avem aici dacă nu rufe de strâns și de pus la loc? Am o zi liberă, așa că țin neapărat să mă ocup de lucrurile acestea. Iar pe măsuța de toaletă este un adevărat dezastru. Am încercat să filmez un clip cu parfumurile Carolina Herrera. Nu știu dacă îl voi posta pentru că nu mi-a plăcut absolut deloc ce a ieșit. Mă pun pe treabă. Am terminat de făcut și fasolea bătută. Fasolea bătută este o mâncare care mie îmi place foarte, foarte tare și îmi place cu mult sos din acesta de ceapă deasupra. O fac destul de des, deși sunt cam unica din casă care o mănâncă. De obicei nu fac mâncăruri care să-mi placă doar mie, fac mâncăruri care să placă întregii familii, dar aceasta este o mâncare de la care eu nu mă pot abține să nu o fac, chiar dacă sunt practic singura care mănâncă. Mai gustă soțul meu din când în când, dar nu prea des. Eu cu siguranță cred că 3 zile voi mânca din fasolea aceasta bătută, pentru că atunci când îmi place un lucru mult, îl mănânc zile la rând, la fel fac și cu salata de icre. Și a venit și seara, așa că eu mă pun să fac o mămăliguță pentru soțul meu, o pizza pentru Kevin, eu mă voi mânca fasolea bătută și zic să încheiem vlogul aici pentru că nu aș vrea să fie prea lung. Cu siguranță vom mai face unul și săptămâna viitoare. Sper că v-a plăcut, nu uita să-i dai un like dacă ți-a plăcut, să apeși butonul de subscribe dacă mai vrei să vezi și alte clipuri de ale mele. Eu vă pup și ne vedem în clipul următor. Pupici!